Guvernul mai propune Parlamentului aprobarea acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea unui proiect de construire, renovare, modernizare a unui număr de aproximativ 6.990 de locuințe destinate închirierii de către persoane și familii tinere, ale căror venituri nu permit închirierea unei locuințe de pe piața liberă. Costul total net estimat al proiectului este de 250 de milioane de euro, din care împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei va finanța până la 70% din costurile totale eligibile ale proiectului. Restul sumei va fi completată din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția Națională pentru Locuințe și Surse Proprii ANL, 37,5 milioane de euro, și din bugetele locale, 37,5 milioane de euro. Proiectul va fi implementat în perioada 2016-2020. Beneficiarii proiectului vor fi persoanele, familiile tinere, cu vârsta până în 35 de ani, la data depunerii cererii pentru locuințe, și vor fi selectați de comisiile sociale ale consiliilor locale din județe. Împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei are o perioadă de rambursare de 20 de ani, cu o perioadă de grație de maximum 5 ani, și va fi acordat în condiții avantajoase de piață pentru România.